O ploaie torențială le-a dat mari bătăi de cap timișorenilor. Mai multe spitale și instituții au fost inundate, iar apa a intrat în mai multe curți și subsoluri. Traficul rutier a fost paralizat după ce mai multe pasaje rutiere din oraș s-au transformat în lacuri. Și într-o localitate din Sălaj, apa a măturat totul în cale. Zeci de gospodării, culturi agricole au fost inundate și mai multe animale au fost surprinse de viitură. Sistemul de canalizare al orașului Timișoara nu a făcut nici de această dată față ploilor torențiale. Trei spitale, dar și subsolurile unor clădiri și instituții au fost inundate. O tânără din Timișoara a filmat dezastrul provocat de apă într-un salon de înfrumusețare și a postat filmarea pe pagina de socializare. Circulația a fost aproape complet paralizată după ce toate pasajele pe sub calea ferată din oraș au fost blocate de ape. În unele zone, apa a măsurat circa 20-30 de centimetri, dar au fost și cazuri în care au ajuns la un metru. Mai mulți șoferi care au încercat să treacă prin apă au rămas blocați. Chiar și așa, unii șoferi mai curajoși nu s-au lăsat intimidați și au trecut prin pasajele pline cu apă. Peste 120 de apeluri s-au înregistrat la numărul de urgență 112 până la orele 11, astfel că 60 de pompieri au fost chemați la lucru din timpul liber. Potrivit reprezentanților ISU Banat, pompierii au acționat cu toate motopompele din dotare pentru evacuarea apei. Dezastrul s-a repetat și în localitatea Jac din Sălaj. Pârâul care trece prin localitate s-a umflat din cauza ploilor și a ieșit din matcă. Drumurile s-au transformat în adevărate râuri, iar șuvoaiele au măturat totul în calea lor. Zeci de gospodării au fost inundate și zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de o ploaie de aproximativ o oră și jumătate sub privirile neputincioase ale localnicilor. Câteva animale au fost surprinse de viitură, dar din fericire au scăpat cu viață. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică accentuată în majoritatea județelor din țară, începând din această seară timp de 24 de ore. În plus, hidrologii avertizează asupra pericolului producerii de inundații din cauza ploilor abundente din ultimele 24 de ore.